Voi vi se deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, la capitolul 16. Și vom citi de aici, de la versetul 13 mai departe. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă aici ultimul mare conflict care va avea loc chiar înainte de venirea Domnului Iisus pe norii cerului. Iar în această ultimă mare bătălie sunt trei mari puteri care se vor uni pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu și împotriva copiilor săi credincioși. Care sunt aceste trei puteri prezentate aici în Apocalipsa 16 cu 13? Balaurul, fiara și prorocul mincinos, care reprezintă catolicismul, protestantismul și spiritismul. Vreau să fiți foarte atenți la ceea ce voi spune în următoarele câteva minute. Deci avem trei mari puteri despre care Biblia spune că se vor uni. În ultima parte a versetului spune așa: Sunt trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Au o conotație cam neplăcută, da? Sunt asemănate cu niște broaște. Broasca este un simbol a ceva dezgustător. Și vom înțelege mai clar despre ce este vorba. Însă acum vreau să privim în continuare la următoarea imagine. După ce sunt prezentate aceste trei puteri, în versetul 14, Biblia ne spune clar ce le va aduce împreună și ce le va face să se unească într-o legătură strânsă. Uitați-vă ce spune aici. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite. O întrebare. Din cele trei puteri pe care le-am prezentat, catolicism, protestantism și spiritism, despre care putere ne vorbește versetul 14? Care este dintre cele trei? Duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite. Despre cine este vorba, prieteni, aici? Este spiritismul în toată puterea lui. Manifestarea spiritistă este cea care va aduce întreaga lume împreună. Uitați-vă în versetul 14. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari, a Dumnezeului celui atotputernic. Vreau să rețineți un gând. Legătura dintre catolicism și protestantism este cimentată prin spiritism. Și unirea întregii lumi împotriva lui Dumnezeu se va realiza pe baza spiritismului. Sau având ca bază, ca fundament, ca temelie, spiritismul. Rețineți gândul acesta. Spiritismul este baza, este temelia acestei uniri. Întreita alianță, cum este ea numită, dar nu este vorba doar de întreita alianță. Această întreită alianță, de fapt, unește întreaga lume. Pentru că cuprinde întreaga lume. Da? Spiritismul, catolicismul, protestantismul are de-a face cu tot pământul. Acum, dragi prieteni, de ce oare Dumnezeu în profeția aceasta cu privire la lupta, ultima luptă care va avea loc înainte de a doua venire, de ce îndreaptă reflectorul profetic în mod special asupra spiritismului. Oare de ce? Pentru că se pare că spiritismul va juca un rol foarte important în pregătirea acestui conflict. Adică, înainte ca noi să ajungem în timpul acesta de criză, spiritismul deja va acționa în așa fel încât să producă această unire treptat și subtil. Acum vreau să ascultați un paragraf din Spiritul Profetic cu referire la spiritism. Vreau să fim foarte atenți la următoarele cuvinte.
Este adevărat că spiritismul își schimbă acum forma. Tragedia Veacurilor, pagina 558, pentru cei care doriți să notați. Este adevărat că spiritismul își schimbă acum forma și acoperind una din trăsăturile cele mai condamnabile, îmbracă o haină creștină. Deci spiritismul are mai multe forme, se manifestă în mai multe feluri. Însă spune că acum, la sfârșit, spiritismul îmbracă o haină creștină. Adică satana și-a dat seama că spiritismul sub forma aceea, cum să spun, care este era folosită mai mult în păgânism, da? Ritualuri și tot felul de lucruri, nu este atât de ușor acceptată în creștinism. Și atunci spiritismul trebuie puțin, da, dacă putem spune așa, îmbrăcat într-o haină creștină. Adică trebuie să-i dăm o formă mai acceptabilă, pentru ca accesul să fie mai ușor. Vreau să observați ce spune sora mai departe. Chiar și în forma lui actuală, departe de a mai fi vremile tolerat decât până acum, în realitate cel mai primejdios din cauza unei amăgiri mai subtile. Deci forma pe care o ia acum spiritismul este una acum primejdioasă și subtilă. Când auziți acest gând, ar trebui să vă sperie și chiar să vă frământe, să vă îngrijoreze. Care este acea formă subtilă? Haideți să vedem ce ne spune. Dacă la început a denunțat pe Hristos și Biblia, acum le acceptă pe amândouă. Dar Biblia este interpretată într-un mod care place inimii nerenăscute, în timp ce adevărurile solemne și vitale sunt făcute fără valoare. Deci la temelia spiritismului se află această încercare de a accepta cuvântul lui Dumnezeu, dar de a-i da o interpretare falsă, în timp ce adevărurile esențiale, importante ale cuvântului Dumnezeu sunt date la o parte. Oare ce este? Și acum fiți atenți, aici este punctul. Este descrierea curată a manifestării subtile a spiritismului în timpul din urmă. Ascultați. Se stăruie asupra iubirii ca fiind atributul de căpetenie a lui Dumnezeu, dar este coborâtă la un sentimentalist slab, făcând o mică deosebire între bine și rău. Vi se pare cunoscută această învățătură, această tendință, această mentalitate și această formă de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu? Iubirea lui Dumnezeu este înălțată ca atribut de căpetenie. Dar în același timp, ce spune aici că se întâmplă? Ea este coborâtă la un sentimentalist slab. De ce? Pentru că nu mai face nicio deosebire între bine și rău. Adică tot ce este important e că Iisus te iubește și atât. Și sub această haină a iubirii lui Hristos tu poți să faci tot ce vrei tu. Este harul ieftin, prieteni. Este evanghelia falsă, care este predicată în majoritatea bisericilor din lumea creștină. Cu excepția câtorva. Acum fiți atenți. Spune mai departe. Dreptatea lui Dumnezeu, denunțarea de către la păcatului, cererile legii sale sfinte, toate acestea sunt trecute cu vederea. Oamenii sunt învățați să privească decalogul ca pe o literă moartă. Fabule plăcute, amăgitoare, pun stăpânire pe simțuri și conduc pe oameni să lepede Biblia ca temelia credinței lor. Hristos este combătut ca mai înainte, dar satana a orbit atât de mult ochii oamenilor, încât amăgirea nu este sesizată. La o parte cu legea lui Dumnezeu, nu ne trebuie nimic care are de-a face cu judecata lui Dumnezeu, cu dreptatea lui. Nu vrem să știm nimic despre cerințele legii lui și nu vrem să spunem omului păcătos că el păcătuiește. Nimeni nu denunță pe nimeni. Nimeni nu spune păcatului pe nume. Totul este doar un timp plăcut împreună, socializăm, ne întâlnim, avem părtășie. Iisus te iubește, Iisus ne iubește, asta e tot ce contează. Frații mei, v-ați gândit vreodată că aceasta este cea mai subtilă formă a spiritismului? V-ați dat seama de acest lucru? Și știți ce este ciudat? Sau trist mai degrabă? Că acest spiritism a pătruns și în Biserica Adventistă de ziua 7. Ni se predică lucruri plăcute, dar nu vrem să spunem nimic despre ceea ce spune Dumnezeu cu privire la obligativitatea legii Lui și la cerințele legii Lui și mustrarea păcatului pe față. Acum vreau să vedeți
Vorbim în această ocazie despre spiritism. Însă vorbim despre acea formă a spiritismului care este cea mai subtilă. Și acum, facem un pas mai departe. Deci la baza sau la temelia spiritismului din zilele noastre se află această încercare de a înălța iubirea lui Dumnezeu ca atribut de căpetenie. În timp ce legea lui este dată la o parte. Rețineți gândul acesta, dragi prieteni. Acum o întrebare și mai importantă. Cum se numește acea mișcare din lumea noastră la ora actuală? Care încearcă să aducă împreună toate religiile, toate credințele și să le unească pe baza punctelor de credință comune. Știți cum se numește această mișcare? Așa este, da. Se numește mișcarea ecumenică. Sau ecumenismul. Ecumenismul are la bază această dorință, această inițiativă de a aduce toate religiile împreună, să formeze o singură religie, pe baza acelor puncte de credință comune, adică pe baza asemănărilor, nu a deosebirilor. Nu avem voie să punem accent pe ceea ce ne deosebește, ci doar să vorbim de lucrurile care sunt puncte comune, pe care le acceptăm cu toții și cădem de comun acord. Știți care este punctul comun al tuturor credințelor din creștinism? Iubirea lui Dumnezeu, prieteni. Iubirea lui Dumnezeu. N-ați văzut și la televizor și în toate mișcările acestea care au loc acum și Papa este un promotor foarte puternic a acestei uniri. N-ați văzut că el spune, dați la o parte toate diferențele, nu mai spuneți despre doctrina voastră și doctrina voastră. Dați la o parte aceste lucruri. Tot ce este important este că Dumnezeu ne iubește. Ne unim în dragostea lui Hristos. Asta e tot ce contează. Deci haideți să punem lucrurile acestea împreună. Și vreau să descoperim ceva extraordinar în această ocazie. Fiți atenți. Deci am spus că la temelia spiritismului se află ce? Spiritismul subtil, din aceste zile în urmă. Ce se află acolo? Înălțarea iubirii ca atribut de căpetenie, în timp ce legea lui Dumnezeu este dată la o parte. Acum, ecumenismul. Ce are el la temelia lui? Ecumenismul este acea încercare de a produce acea unitate în rândul creștinilor cu orice preț. Deci scopul principal al ecumenismului este unitatea cu orice preț. Nu contează dacă distrugem cu totul legea lui Dumnezeu, dacă dăm la o parte chiar cuvântul lui Dumnezeu, cu totul, întreg. Tot ce este important este să realizăm această unitate. Și care este acea învățătură comună care va uni toate religiile? Faptul că Dumnezeu ne iubește. Iubirea lui Dumnezeu. Deci ce descoperim în această problemă? Că exact ceea ce stă la baza spiritismului stă și la baza ecumenismului. Adică de aici tragem următoarea concluzie, prieteni. Spiritismul este egal cu ecumenismul. Spiritismul este de fapt ecumenism. Sau, mai corect spus, ecumenismul este spiritism. Dragi prieteni, nu sunt cuvintele mele, nu sunt ideile mele, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Mișcarea ecumenică de astăzi, care promovează și care caută să adune toate religiile, toate credințele și să le aducă sub o singură religie. Adică să fie o singură credință, să nu mai existe nicio diferență. Are în centru învățătura că tot ceea ce contează este iubirea lui Hristos. Iubirea lui Dumnezeu, dragostea. Asta este ceea ce ne aduce pe toți la oaltă. Și nu este așa, prieteni? Toți oamenii cred în iubirea lui Dumnezeu. Toți oamenii se gândesc la lucrul acesta. Toți oamenii vorbesc, predică despre lucrul acesta. Dar ce fel de iubire este aceea când legea lui Dumnezeu a fost îndepărtată?
când toate aceste învățături vitale, importante ale Cuvântului Dumnezeu sunt date la o parte. Nu rămâne decât un sentimentalist slab, așa cum spune Spiritul Profetic. Și asta se vrea, de fapt, prieteni. Acum vreau să vă spun un lucru foarte șocant chiar. Toți acei oameni care, într-o măsură mai mare sau mai mică, se implică în ecumenism și dau curs acestei mișcări ecumenice, de fapt, ei sunt vinovați de spiritism. Ei, de fapt, au de-a face direct cu spiritismul, prieteni. Și acum aș vrea să punem lucrurile foarte clar. Vreau să facem încă un pas mai departe. Am înțeles ce este spiritismul? Am înțeles că ecumenismul este, de fapt, spiritism 100%, fără nicio îndoială. Însă acum, dragi prieteni, fiți atenți. Ecumenismul la rândul lui are și el mai multe forme de manifestare. Adică ecumenismul nu înseamnă doar încercarea papei de a uni toate credințele prin acest consiliu al bisericilor, da? Nu acesta este. Ecumenismul are și altă formă. Știați că există ecumenism la nivel individual? Știați că există ecumenism și în familiile creștine? Și ecumenism în bisericile locale? Și veți spune cum? Păi haideți să mergem înapoi și să înțelegem ce stă la baza ecumenismului. Am spus că ecumenismul în fond este ce? Spiritism, prieteni. Și acum haideți să punem o altă întrebare. Ce este spiritismul? Spiritismul este acea comunicare, legătură, părtășie cu spiritele rele. Dumnezeu condamnă practica aceasta în Vechiul Testament. Spune așa în Exodul 22, pe vrăjitoare să nu o lași, să o ucizi din mijlocul poporului tău. Dumnezeu a condamnat întotdeauna comunicarea cu spiritele rele. Asta este spiritismul. Este a avea părtășie cu spiritele dracilor, cu duhuri de draci. Acum ne întoarcem înapoi. Dacă la temelia ecumenismului am spus că se află spiritismul. Cu alte cuvinte, ecumenismul egal spiritism. Și spiritismul egal comunicarea cu spiritele rele. Acum am zis următorul lucru. Că ecumenismul se poate manifesta și la nivel de familie sau de individ. Adică cum? Unirea cu lumea, dragi prieteni, este spiritism. Adică orice părtășie pe care eu o am cu spiritele rele, prin unirea cu lumea, fie că este vorba de îmbrăcăminte, alimentație, educație, recreație, cititul cărților, privitul la televizor, internetul, orice formă ar lua acest ecumenism, orice încercare de a face ceea ce face lumea, orice practică lumească în viața unui creștin este o comunicare, o părtășie cu spiritele rele și lucrul acesta este numit cum? Ecumenism. Deci fiți atenți acum. Avem spiritismul, avem ecumenismul și avem unirea cu lumea. Am spus că ecumenismul este ce? Este spiritism, 100%. Iar unirea cu lumea, frații mei, știți ce este? Același lucru. Adică vreți să-mi spuneți că toți acei oameni care în timpul acesta din urmă se unesc cu lumea și se împărtășesc de practicile și obiceiurile lumii, se lasă modelați de lume, vreți să-mi spuneți că ei, de fapt, iau parte la lucrarea spiritismului? Așa este, prieteni. Poate nu te-ai gândit niciodată, dar orice asociere cu lumea, orice compromis pe care tu îl faci în viața ta de creștin, în viața ta religioasă, este de fapt ecumenism, este spiritism. Dragi prieteni, care din aceste două forme de ecumenism credeți că este mai puternic sau mai periculos? Acela care are loc în familia mea, când fetele mele se îmbracă cum vor ele, cum spune lumea, și le vezi cu fuste scurte și cu pantaloni strâmți pe ele, în timpul săptămânii și în biserică chiar? Adică copiază ce? Spiritul lumesc. Știți că lucrul acela este ecumenism sau spiritism? Și spiritismul acesta este chiar acasă la mine, chiar în familie de pastor care slujește în Biserica lui Dumnezeu. El predică altora despre
ceva și în casa lui ce se întâmplă, prieteni? În casa lui are loc ecumenismul pe față. Spiritismul. Frații mei, vedeți cum ne-a înșelat satana? Prin faptul că vorbesc despre ecumenismul din familie și ecumenismul la nivel personal, știți, când am păcate ascunse, secrete, și am părtășie cu demonii și cu satana pe anumite căi, fac ce îmi place mie, da? Păcatul imoralității și toate celelalte forme de păcat pe care le practic în secret, în ascuns, asocierea cu cei necredincioși, în afaceri, în politică și toate celelalte lucruri. Frații mei, toate acestea sunt forme de spiritism subtil. Este părtășie cu spiritele rele. Asta este ceea ce reprezintă spiritismul. Însă acum vreau să observați ceva. Toate aceste lucruri la un loc despre care am discutat în această ocazie. Observați că ele se leagă una de cealaltă într-o legătură foarte strânsă și cu toate se îndreaptă către un singur lucru. Acum vreau să vă spun ceva. Se vorbește foarte mult în zilele noastre despre mișcarea ecumenică. Dar vă spun următorul adevăr. Știați că există o mișcare ecumenică adevărată care vine de sus din cer, de la Dumnezeu? Mișcarea ecumenică ce înseamnă de fapt? Înseamnă unirea tuturor religiilor, a credințelor, pe baza unor puncte comune. Nu este așa? Acum, mișcarea aceasta ecumenică despre care noi discutăm și care are numele acestea, da? Denumirea aceasta, lumea de astăzi, este cu scopul de a-i uni pe oameni împotriva lui Dumnezeu. Este adevărat? Dar știați că există și o mișcare ecumenică adevărată prin care Dumnezeu caută acum să-și unească un popor în lumea aceasta și să-l pregătească pentru ultima mare criză. Și poporul acela spune că păzește poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Isus. Frații mei, nu uitați un lucru. Tot ce face Dumnezeu, satana încearcă să contrafacă. Prin această unire pe care încearcă să o realizeze satana sub această întreită alianță, vreau să știți că el nu încearcă altceva decât să limite pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își unește un popor sub cele trei soli îngerești. Nu așa spune Apocalipsa 14. Și acum fiți atenți care este aplicația. În această ultimă mare bătălie care are loc și care va implica pe fiecare om din lumea aceasta, sunt două mari puteri care vor fi în conflict, în luptă una cu cealaltă. Și de o parte și de alta sunt trei puteri mari care realizează unirea aceasta. Însă așa cum vă spuneam, Dumnezeu are și El o mișcare ecumenică, care este adevărata mișcare ecumenică. Și știți ce face această mișcare? Îi adună pe toți copiii credincioși al Dumnezeu din toate părțile lumii. Iar criteriul, sau ca să spun așa, temelia pe baza cărora ei se unesc, este legea lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, Spiritul Profetic. Nu este îndepărtarea legii lui Dumnezeu, cum fac cei din ecumenismul acesta fals, ci este unirea pe baza legii lui Dumnezeu, având în centru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Acum, dacă spiritismul, mă întorc din nou la spiritism, dacă spiritismul reprezintă unirea cu spiritele rele, părtășia cu duhurile dracilor, vreau să vă întreb ceva. Știați că la sfârșit se va manifesta puterea lui Satana spiritistă printr-o redeșteptare falsă, înainte ca să vină adevărata redeșteptare din partea lui Dumnezeu? Închei cu acest paragraf. Ascultați ce spune Spiritul Profetic. Și aș vrea ca gândurile acestea să rămână în mintea noastră. Tragedia veacului 464 spune așa. Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii săi. În vremea aceea mulți se vor despărți de bisericile care, acelea în care dragostea pentru lumea lua locul iubirii față de Dumnezeu și față de cuvântul său. Mulți, atât slujitori cât și laici, vor primi cu bucurie aceste adevăruri mari pe care Dumnezeu le-a vestit. Pentru vremea pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea, pentru a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului. Deci este prezentată aici marea strigare. Când sub influența Spiritului adevărat al Duhului Dumnezeu, oamenii vor merge și vor predica adevărul și toți cei credincioși care aud glasul
vor ieși din rândurile acelor biserici false, din Babilon. Nu așa spune profeția. Ieșiți din mijlocul lui, poporul meu. Și ce vor face? Se vor uni ca un singur om. Ei ies din acele biserici ca să se unească sub standardul adevăratului Dumnezeu. Iată adevărata mișcare ecumenică, care va strânge pe toți oamenii pentru a se uni în adevărata credință a poruncilor lui Dumnezeu. Dar acum fiți atenți. Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte ca să vină timpul pentru astfel de lucrare, va încerca să o împiedice, introducând o contrafacere. În bisericile pe care va reuși să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu. Se va manifesta ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat, când de fapt aceasta este o lucrare a altui spirit. Deci cum se va manifesta această contrafacere a lui Satana? Prin lucrarea unor spirite care îi vor influența pe oameni și vor face minuni. Acum, dragi prieteni, nimic nu este mai clar decât că această manifestare este spiritismul. Iar spiritismul a spus că înseamnă ce? Ecumenism. Deci ecumenismul de astăzi este spiritism care îi conduce pe oameni la această redeșteptare falsă, care este o contrafacere a adevăratei redeșteptări conduse de Duhul lui Dumnezeu, care este adevărata mișcare ecumenică, care va strânge pe credincioși sub standardul legii adevărate a lui Dumnezeu, a celor 10 porunci. Observați, prieteni, ceea ce înseamnă acest adevăr pentru noi astăzi. Și acum o întrebare foarte sinceră la sfârșit. Dacă noi acum am înțeles că spiritismul, sub forma lui cea mai subtilă, înseamnă adunarea tuturor religiilor, având ca punct comun de credință atributul iubirii lui Dumnezeu. Atât. Restul nu contează. Și același lucru am văzut că înseamnă și ecumenismul. Adică ecumenismul de astăzi este egal cu spiritismul. Dacă noi am înțeles lucrul acesta clar. Și apoi am înțeles că forma spiritismului poate să fie și este de fapt unirea cu spiritele rele și asta se poate manifesta și în viața individuală și în familie noastră. Prieteni, observați de ce Dumnezeu ne invită pe noi astăzi. Să ne separăm de lume și de spiritul ei, din toate punctele de vedere. Și să nu luăm parte nici la mișcarea ecumenică care o vedem în lumea noastră, unirea tuturor credințelor, așa cum o știm, nici la acest ecumenism mai ascuns din familia noastră și din viața noastră personală, prin unirea cu practicile lumești. Cum nici să luăm parte la această unire cu spiritele și cu duhurile de dragi, care este spiritism. Dragi prieteni, cu alte cuvinte, ce vrea Dumnezeu să face? El vrea ca noi să rămânem separați. Ascultați acest ultim verset. Numeri, capitolul 23. Îmi place foarte mult cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Numeri, capitolul 23. Este vorba despre poporul Israel. Ascultați ce spune aici cuvântul. Numeri 23:9. Spune așa. Îl văd din vârful stâncilor. Îl privesc de pe înălțimea dealurilor. El este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Poate Dumnezeu să spună așa despre tine și despre mine? Dar, frații mei, dacă noi nu vrem să ne unim nici cu spiritismul, nici cu ecumenismul, nici cu lumea, știți ce avem de făcut astăzi? Noi trebuie să ne arătăm clar poziția noastră de partea lui Dumnezeu. Și trebuie să rostim adevărul cu toată puterea noastră. Trebuie să facem cât mai clare deosebirile dintre noi și ceilalți. Dacă ceilalți îngroapă și dau la o parte cu totul legea lui Dumnezeu, noi trebuie să o înălțăm. Nu de aceea a apărut mișcarea adventă în timpul din urmă, ca să aducă ultima piesă la locul ei din sanctuar. Știți care este, prieteni? Legea lui Dumnezeu care a fost stricată, care a fost îndepărtată. Aceasta este ultima noastră lucrare. Lucrarea noastră are legătură cu Sfânta Sfintelor, iar acolo este legea lui Dumnezeu și în această lege strălucește porunca a patra. Noi trebuie să înălțăm înaintea lumii această lege în mod clar. Și nimic nu o prezintă mai clar decât predicarea celor trei soli îngerești, în mod special a treia, care avertizează împotriva fiarei și icoanei ei. Noi nu trebuie să ne aducem glasul la tăcere, ci trebuie să predicăm mai clar acest mesaj. Fie ca Dumnezeu să ne ferească de ecumenism, de unirea cu lumea, în esență, fie ca Dumnezeu să ne ferească, frații mei, de această putere a spiritismului. Și haideți să ne eliberăm de orice formă de spiritism din viața noastră.
fie că se manifestă prin ecumenismul creștin, fie că se manifestă prin practici, da, care nu sunt în acord și în armonie cu principiile lui Dumnezeu în viața noastră personală. Haideți să dăm totul la o parte și să pregătim calea ca Duhul Sfânt să coboare peste noi și să putem încheia această lucrare. Și să putem să contribuim la adevărata mișcare ecumenică care îi va strânge pe toți credincioșii în apărarea legii lui Dumnezeu și în a da slavă Creatorului prin păzirea tuturor poruncilor așa cum ni le-a dat Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare.